odată cu creșterea și dezvoltarea noastră și cu dezvoltarea proceselor cognitive, nevoile noastre devin din ce în ce mai avansate. Și una dintre acestea ar fi nevoia de apreciere. Totuși, în ultimul timp sau în ultimii ani, am văzut un foarte mare trend și anume cum că, de fapt, nu e o nevoie. De fapt, nu trebuie să ne simțim apreciați, nu trebuie să căutăm aprobare din partea nimănui, nu ar trebui să ne pese de ce spune nimeni și cam așa. Mă gândeam eu, până la urmă, totuși, ce este? O nevoie sau o dorință? Așa că mi-am pus o întrebare destul de simplă. Simt nevoia să fiu apreciată? Fără prea multe ocolișuri, răspunsul a fost da. Dar de ce avem nevoie de apreciere? E bine, pentru a ne simți bine în legătură cu noi înșine. Și mă gândeam care ar fi primul lucru la care ar trebui să ne gândim atunci când ne gândim la această nevoie. Și din punctul meu de vedere, primul lucru ar trebui să fie faptul că ar trebui să ne dăm seama cum dorim să primim această apreciere. Modul în care noi vrem să o primim este foarte important. Poate pentru unii i-ar trebui să fie constant, exercitată, clar, neechivoc. Poate pentru unele persoane și-ar dori doar să, ca prietenii sau oamenii din jurul lor, să trădeze acest lucru. Ei bine, în cazul meu, soluția ideală a fost undeva la mijloc și mi-am dat seama că ar fi pe principiul nici prea prea, nici foarte foarte. Și mi-am dat seama de asta undeva în preadolescență, când mi-am dat seama că nu mă simt deloc apreciată. Din partea părinților mei, în special, pentru că mi se părea că niciodată nu sunt mulțumiți de mine, eu propriul lor copil, parcă niciodată nu eram suficient de bună. Și mi-am dat seama de lucrurile astea din fapte materiale simple, cel puțin din perspectiva mea. Ca de exemplu, niciodată nu eram, nu știu, felicitată că luam nota 10. Dar de fiecare dată când luam o notă mai mică de 9, sigur eram certată. Dacă făceam anumite activități extrașcolare, care totuși erau productive, niciodată nu erau băgate în seamă. Dar în cazul în care o dădeam în bară, sigur nu trecea neobservat. Și aici mi-am dat seama că s-a întrerupt ceva. Pentru că modul în care ai mei își exprimau aprecierea față de mine nu era modul în care îmi și doream să o primesc. Pentru ei, am aflat mai târziu, în cazul în care nu criticau ceva, era clar că îl apreciem. Adică, dacă nu am criticat lucrul respectiv, sigur este bun. Și într-una din certurile noastre, am izbucnit. Și am spus mamei mele, niciodată n-am fost suficient de bună pentru voi. Știu că niciodată nu m-ați apreciat. Și mama a rămas cumva șocată. Nu știa de unde a fost trântit acest răspuns. Și cumva m-a făcut să înțeleg că ei nu priveau lucrurile în modul respectiv, dar pentru mine era destul de clar. Și din asta voiam să subliniez, că este foarte important să ne dăm seama modul în care vrem să primim lucrul ăsta și e foarte important să comunicăm lucrul acesta celorlalți, pentru că ei vor ști mai bine cum să ne gestioneze sentimentele și situația respectivă. În al doilea rând, tot vorbeam de persoane, este foarte important să ne dăm seama din partea căror persoane vrem să obținem acest lucru. Pentru că, da, clar, din partea oamenilor, dar nu a tuturor. Poate sunt părinții, poate sunt prietenii, poate partenerul de viață, copiii. Totuși, criteriul cred că este oameni apropiați și oameni la care chiar ținem. Dar haideți să fim sinceri, oamenii aceștia nu o să poată fi tot timpul de acord cu noi. Și aici intervine o distinție între validarea acțiunilor și a deciziilor pe care le luăm și validarea noastră ca oameni. Pentru că chiar dacă oamenii din jurul nostru nu vor fi mereu de acord cu ceea ce facem noi, asta nu înseamnă că nu ne iubesc, pentru că prin faptul că își petrec timp de calitate cu noi și prin faptul că sunt acolo când avem nevoie, ne validează pe noi ca oameni, chiar dacă nu vor valida fiecare acțiune pe care o facem. Și vreau să, prin asta vreau să trec la următorul aspect, și anume faptul că dacă
una din cele mai importante, sau dacă nu chiar cea mai importantă acțiune de validare e a noi, a noastră proprie. Pentru că uneori este greu chiar și să spunem o simplă propoziție, și anume, nu știu, mă simt mândru față de mine însumi. Și mi-am dat seama că ar trebui, măcar câteodată, să ne facem o mică listă a drepturilor și să ne luăm așa un răgaș și să spunem, da, chiar merit pauza asta, da, chiar merit să mă simt bine și da, chiar sunt mândră, mândră de cine sunt. Mulțumesc! Aprecierea. Nevoie sau dorință? Nu știu. În continuare, în evaluarea pe care am să o susțin, am să îți spun două lucruri pe care le-am apreciat și care mi-au plăcut la discursul tău și două lucruri pe care consider că le mai pot îmbunătăți. Să începem cu lucrurile care mi-au plăcut. În primul rând, ai avut un mesaj și o temă care s-a identificat cu publicul. Mi se pare că ai reușit să-ți alegi tema specific publicului și faptul că ai venit cu un exemplu personal și ne-a ajutat să ne identificăm și mai tare cu ceea ce spui tu aici în față. În continuare, vreau să vorbesc și despre claritatea și volumul vocii tale. Au fost foarte bune. Nu am simțit pe parcursul discursului niciun moment că nu aud vreun cuvânt sau că nu înțeleg vreunul dintre cuvinte. În continuare, la lucrurile de îmbunătățit, aș vrea să vorbim de limbajul corpului. Am observat că ai ales o temă sensibilă și ai venit aici în față și la nivel de limbaj verbal te-ai deschis, dar la nivel de limbaj al corpului ai stat închisă pe perioada discursului. Adică te-am văzut, erai așa cu picioarele și mâinile încleștate în mare parte a timpului. Pe viitor îți recomand eventual să te filmezi ca să vezi cum reacționezi pe anumite perioade ale discursului, pe parcursul lui și poate să corectezi aceste erori de limbaj al corpului. Iar din punct de vedere al structurii a fost foarte bine până la concluzie, care din punctul meu de vedere nu a existat. Adică ai venit aici pe scenă, ne-ai spus care este problema, care este scopul discursului tău, aprecierea. Ne-ai arătat, ne-ai oferit și trei exemple, trei întrebări și s-a terminat. Așteptam o concluzie. Aș fi vrut să știu aprecierea, nevoie sau dorință prin prisma punctului tău de vedere. În concluzie, îți mulțumesc pentru discurs, ai avut un discurs foarte bun. Apreciez prestația ta și succes în continuare. Vă mulțumesc!